Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, sunt Andrei Gheorghe, începem cu titlurile orei ca de fiecare dată și avem și primele rezultate oficiale, parțiale de la alegerile de ieri. Alianța PSD-PNL a obținut 21,3% după numărarea peste 98,8% dintre voturile exprimate în străinătate la alegerile europarlamentare, fiind urmată de Alianța Dreapta Unită 16,3% și de AUR cu 14,5%. La cea mai importantă primărie din țară, Nicușor Dan a obținut o victorie detașată la Primăria Capitalei cu 46,9%. Gabriela Firea s-a clasat a doua cu 22,4% conform rezultatelor parțiale. PSD a obținut 27% din voturi la alegerile pentru Consiliul General al Municipiului București, Alianța Dreapta Unită 26,6%, iar PNL 12%, conform rezultatelor parțiale după numărarea 80% din opțiunile exprimate. PNL Sectorul 1 anunță că după numărarea 98,7% din totalul secțiilor de vot, George Tuță este noul primar al Sectorului 1. Clotilde Arman trebuie să înțeleagă faptul că a pierdut alegerile și să oprească orice încercare de a pune mâna pe sacii de voturi, acuză liberalii. O gospodărie a avut în 2023 în medie venituri în valoare de 7.175 de lei, adică 2.872 de lei pe persoană și cheltuieli de 6.223 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică. Veniturile sunt în creștere cu 11% față de anul 2022. Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în creștere cu 612 lei față de 2022, arată datele INS. Românii pot cumpăra începând de astăzi titluri de state ZAUR cu maturități de 1 și 3 ani, cu dobânzi anuale neimpozabile de 6% și respectiv 6,85%, informează Ministerul Finanțelor. Mergem acum la rezultatele din Europa ale alegerilor de ieri. Grupul Partidului Popular European, PPE, a obținut 66 de locuri în primele 8 țări, cu estimări centralizate la Parlamentul European, urmat de Grupul Socialiștilor și Democraților Europeni, cu 35 de locuri, și de Verzi, cu 23 de locuri. Potrivit centralizării rezultatelor bazate pe estimări în Austria, Germania, Cipru, Grecia și Olanda, Bulgaria, Croația și Malta, PPE au obținut în total 66 de locuri, capitalizând victoriile obținute la vot de CDU-CSU în Germania, Noua Democrație în Grecia, GERB în Bulgaria și Uniunea Democrată Croată în Croația. Franța a condus această tendință spre dreapta cu o victorie atât de zdrobitoare obținută de extrema dreaptă, încât președintele liberal Emmanuel Macron a dizolvat Parlamentul francez și a convocat alegeri anticipate. Primele rezultate au sugerat că extrema dreaptă va obține aproximativ 32% din voturi, mai mult decât dublu față de partidul președintelui. Pe de altă parte, președinta Adunării Naționale, Camera Inferioară a Parlamentului francez, a declarat că înțelege decizia președintelui Macron de a dizolva adunarea pentru că este important să privim situația în față și să ascultăm ce ne spun francezii, însă consideră că există altă cale a unei coaliții, a unui pact de guvernare. Franța doar remiză cu Canada, scor 0-0 în meci amical înainte de Euro 2024. Reprezentativa Franței a încheiat la egalitate, scor 0-0, un meci disputat duminică seară în compania Canadei, înainte de participarea la campionatul european din Germania. Echipa națională a Italiei a învins duminică pe teren propriu, scor 1-0 pe Bosniei, într-un amical disputat la Empoli. Într-un alt meci la Podgorița, Georgia a dispus cu 3-1 de Muntenegru. Meteorologii anunță că până luni seară vor fi furtuni și instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind emise avertizări cod galben și cod portocaliu de vijelii puternice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte.
Totodată sunt în vigoare coduri galbene și portocalii de caniculă cu temperaturi de până la 37 de grade în Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Transilvaniei și sudul Banatului. În capitală, disconfortul termic va fi ridicat, dar spre seară sunt posibile ploi și vijelii. Discutăm, doamnelor, domnilor, despre alegeri în continuare și vă întrebăm pe dumneavoastră, cei de acasă, care au fost cele mai mari surprize generate de aceste rânduri de alegeri. Așteptăm părerile dumneavoastră pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză și revenim la dezbatere. Și l-avem alături de noi pe Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii La Final, de această dată în postura de invitat. Salutare, Ionuț! Salut, Andrei! Cine te contează, Ionuț, înfrângerile din alegeri? Bun, acum dacă asculți discursurile de seara trecută, pare că toată lumea a câștigat câte ceva. Nu chiar toată lumea, așa, adică e cam greu să fii la USR să zici că ai câștigat ceva. Păi, domnul Drulă așa zicea ieri, că cel puțin pe partea de... La una zicea pe gură, alta se citea pe față. Adică da. era o confuzie generală acolo, sau un dezacord total între vorbă și față. Și nu doar la el, ci și la Tomac și la Ludovic Orban. Deși Tomac a ieșit câștigat din povestea asta, că prinde un post de europarlamentar, de cel pe sine s-a salvat. Partidul, restul băsiștilor, trebuie să găsească de lucru. Asta e. Da. Crezi că va începe o luptă de putere în USR după toată... Probabil. Elena Lasconi deja a cerut demisia, a pus mâna pe rangă și i-a arătat ranga deja lui Drulă. Drulă are două opțiuni, să plece de unul singur și să iasă onorabil din povestea asta, sau să plece descarcerat. Foarte complicat să mai motivezi public o rămânere pe scaunul de președinte în condițiile în care ți-ai și asumat direct această alianță aproape pe persoană fizică, ți-ai și asumat o campanie directă implicat fiind în pre-campanie, dacă te aduci aminte, era, nu mai aveai loc de Drulă, era Drulă un soi de ciucă fără carte, era peste tot, pe toate afișele, toate gardurile, toate casele, toate billboardurile erau cu Drulă candidat la președinție. Nu mai poți emite astfel de pretenții de la ridicolul scor de 11% sau adunat Drulă, Tomac și Orban și a ieșit... Mai puțin decât USR-ul. A ieșit decât mai puțin decât USR-ul într-o zi de absenteism masiv la vot. Adică foarte, foarte complicat să mai aduci vreun argument valabil pe masă. E clar că cu tot ajutarea actorului Liceanu, cu tot, totuși au fost niște momente, la un moment dat noi va trebui să ne liniștim după emoția asta, după efuziunea asta a momentului și să discutăm foarte... concret cum s-a derulat această campanie, cu ce actori, cu ce finanțări, cu ce eforturi. Deci, la USR lucrurile sunt foarte complicate, dar e un licăr de speranță acolo în Elena Lasconi, care are și energie și discurs și carismă și o revalidare absolut fantastică de 70%, mai are și componenta de gen care o ajută. Și poate să facă o figură frumoasă pentru perspectiva parlamentarilor prezidențialelor. Adică de bine de rău, USR-ul au de unde să-și aleagă o alternativă viabilă pentru toamnă. Lucru pe care nu-l pot face sau nu-l pot spune și alte partide. Deci nu le-aș plânge de milă, au o soluție la îndemână, să vedem cum o acceptează. Firesc sau cu forță. Înțeleg că la 13 acum este Drulă și a și ales o oră cu noroc. Să ne spună probabil ce v-am spus eu acum, că își va da demisia. Asta, repet, ar fi un moment firesc, bărbătesc, onorabil. Poate să fie și un moment penibil, grețos, urât, mirositor. Rămâne de văzut. Să țină de funcție, te referi. Dacă începe să se lege cu lanțurile de scaun, să ne povestească despre victoria de la București, păi victoria de la București nu ia adus. Victoria de la București e a lui Nicușor, strict a lui Nicușor, al lui personal. Nicușor a tractat și alianța, Nicușor
a adus acel procent uluitor, deci uite, și Nicușor ar fi o soluție foarte bună. Tandemul Nicușor-Lasconi ar putea să funcționeze. Adică imaginarul este foarte ofertant în aceste momente pentru USR. Poate să renască din cenușa asta electorală de o manieră absolut spectaculoasă. Atâta doar să reușească să lase orgoliile deoparte, să îndepărteze corpurile străine Orban-Tomac, și să își vadă de drumul lor. E foarte greu să mai tractezi două partide moarte în momentul de față, să mai ai argumente pentru activul de partid, să spui că trebuie să le mai dăm și ăstora niște locuri pe liste la parlamentare, în condițiile în care tu de-abia îi bagi paitei pe datele actuale. Și asistăm totodată și la priveghiul politic al lui Ludovic Orban, destul de întârziat acest proces de dus la groapă al acestui personaj absolut sinistru pentru clasa politică. În sfârșit cade în irelevanță totală el cu gruparea lui care se autoproclamează într-un mod absolut mincinos partid. Da. Ce părere ai despre Nicușor Dan în contextul victoriei de ieri? Sunt foarte multe analize care spun că Nicușor Dan a devenit un jucător în momentul de față. Da, nu, eu am o altă optică. Dar totuși, Andrei, aș vrea că tu stai la capitolul ADU. Cred că am câștigat paiul cu Rudi. Da, am zis de-aseară, să știi că am zis și eu și Ciprian Aron. Am zis aseară în direct, era Rudi, a rămas după emisiunea ta. Așa. Și am zis cu Ciprian, zic, domnule, am câștigat Ionuț Cristache pariu. Da, asta vreau să se concerneze și vreau să găsim momentul ăla, să dăm emisiile înapoi, banda, și să, la viitoarea întâlnire cu Rudi, să-i punem acel moment. Da. Că el era și, luase și pampoanele de majoretă pentru alianța asta și făcea frumos așa, avea o coreografie pentru momentul de victorie, nu s-a mai întâmplat, asta este. Ghinion, vreau să se consemneze. Așa, cât privește posibilitatea lui Nicușor Dan de a deveni un jucător pe scena națională, exclus. N-a câștigat Nicușor Dan. Eu rămân la părerea mea. A câștigat votul de revolt al bucureștenilor împotriva alianței PSD-PNL, împotriva AUR și împotriva tot ce reprezintă tendințele, hai să le zicem, extremiste generic și tendințele autocrate ale acestui regim Iohannis, PSD-PNL și tot ce reprezintă el, 30 de ani de dezastru, de dezamăgire, de deziluzie. Nicușor Dan este, n-a fost decât un o carcasă într-un loc potrivit. El putea să și lipsească de la această campanie. De fapt, a și absentat foarte mult. Dacă te-aduci aminte, el a existat prin proxy-uri și prin tot felul de texte deștepte. A avut acea campanie foarte inspirată, făcută de alții, nu de el, evident. A avut niște vehicule media cu aderență în online și în mediile bucureștene. Și cam aici se oprește traseul lui Nicușor Dan. Nu poate să capaciteze masele, nu are discurs, nu are prezență, nu are carismă, nu are idei. A venit cu acea undiță întinsă către electorat cu ideea referendumului. Să vedem cum se termină, că Nicușor Dan este omul bunelor intenții declarate public și sfârșite prin incapacitatea de a le derula de o manieră concretă. Că dacă te uiți la promisiunile de acum 4 ani, să fim serioși, nu s-a îndeplinit nici măcar 5% din ce a promis. Metrou de suprafață, protejare, clădiri, spații verzi. A avut câteva lozinci care au funcționat cu țevile, cu mafia, cu așa, și alea l-au ajutat să câștige mandatul ăsta. Dar, repet, victoria e doar pe București și atât. Cel mult poate să joace în acest tandem cu Elena Lasconi și să gireze mai degrabă proiectul Lasconi, pe care eu îl văd foarte viabil pentru USR și chiar pentru România. Da. Cum vezi
faptul că, uite, o surpriză a alegerilor vine de la Suceava, o surpriză neplăcută pentru Partidul Național Liberal. Cred că e o surpriză neplăcută mai degrabă pentru PDL, pentru că Gheorghe Fluturi este din ultimile reziduri băsiste care a rezistat peste timp. Au căzut de-a lungul anilor bastioane băsiste peste tot în țară. Fluturi este unul dintre cei care a rezistat și a rezistat de o manieră absolut dubitativă pentru toată lumea. Nimeni nu-și explica această... Bine, intrigile locale, căsătoriile, înțelegerile, clanurile politice, jocurile, existau explicații. Dar așa, argumente de bun simț nu prea existau. Și iată că, mai ales după absolut traumatizantele momente din pandemie, poate lumea de aici, de la centru, a uitat. Dar uite că sucevenii n-au uitat. Suceava a fost unul dintre orașele greu încercate în pandemie, cu primul oraș închis, cu preluare, conducere armată, cu toată demența aia lui Fluturi, incapacitatea lui de a gestiona spitalul ăla județean care aproape se pulverizase în pandemie. Adică au fost niște momente absolut incredibile acolo. Plus, derulând filmul mandatelor anterioare, cu groapa aia de gunoi în vârf de munte, au fost niște lucruri absolut sinistre acolo la Suceava. Și iată că a venit o vremea de contului. Eu nu pot decât să mă bucur că sucevenii s-au trezit și că... Bine, s-au trezit, s-au culcat după aia la loc. Înțeleg că la primărie l-au votat pe ăla. Era manager la spital, omul Fluturi. Dar, mă rog, e altă poveste. E un început. Tot e bine că au scăpat sucevenii de acest personaj și probabil și PNL pe care de consecință, pentru că alonja lui, autoritatea lui politică e evident mult chilodită după înfrângerea asta din alegeri. Ionuț, ce s-a întâmplat în aceste alegeri cu marea sperietoare extremistă din România? Da, și încă o dată vreau să se conteneze că de luni de zile tot zic că pericolul extremist nu există, românii nu sunt extremiști, sunt doar niște miri izolate, știi că șoșoacă nu există, aduți aminte, eu tot timpul am ignorat subiectul ăsta și l-am marginalizat și cred că am făcut bine. Și iată că se dovedește că românii gândesc, trec prin filtre proprii acțiuni și declarații vecine cu isteria prin propriul filtru și înțeleg foarte bine, deși în unele momente pare că nu înțeleg, dar uite că ne-au arătat la vot că au înțeles, că episoade precum Șoșoacă și alții sunt doar niște frisoane ale societății și nimic altceva. 3% irelevant, 4% irelevant, atâta timp cât nu a făcut pragul electoral. Despre Șoșoacă nu putem decât să încercăm să facem acest exercițiu al uitării. Nu ai ce să vorbești și ce să mai dezvolți. Rămâne în spate un eco al unui urlet despre care eu personal nu vreau să vorbesc. Mă refer la tot argumentul pentru comasare, pentru această alianță. Da, se vede încă o dată, cum spuneam și aseară, că nici AUR, nici Șoșoacă, nici adunat, nici împreună, nici toate formulele pe care le doresc, n-au fost nimic altceva decât produse mediatice și produse ale intereselor politice de a crea un adversar artificial, un pericol inexistent, cu, dacă vrei, cu o capacitate de a anatemiza și de a arunca o nouă etichetă pe România. După ce an la rândul, dacă vrei, în raport cu Europa, eu am mai zis-o, am fost nespălații Europei, hoții Europei, primitivii Europei, corupții Europei, părea că, iată, suntem și fasciștii Europei și extremiștii Europei. S-au jucat câțiva de o manieră periculoasă cu această etichetă și nu aștept scuze din partea lor, dar ar trebui să-i avem în vedere și să nu mai permitem genul ăsta de discursuri să fie împinse pe agenda discursului public și să ne facă nouă agenda la televizor. Poporul român a dovedit că nu este nici extremist, nu este nici fascist, nu este nici legionar, nu este nici rusofil.
Și ar trebui să încetăm data pentru totdeauna să mai vorbim despre lucrurile astea. Atâta timp cât sunt, repet, cazuri. Uite-te ce s-a întâmplat în Franța. Acolo, dacă vrei, vorbim de un pericol. Acolo vorbim de niște direcții absolut periculoase. În România, fenomenele astea sunt marginale și încă o dată au arătat că sunt condamnate, penalizate de români la vot. Și punct. Da. Eșecul de la București, atât al PSD cât și al PNL, mă refer la candidații pentru primăria capitalei, pentru că la Consiliul General lucrurile se schimbă dacă stăm să ne uităm pe cifre. Dar uite, PNL cu Sebastian Burduja 10%, Gabriela Firea la jumătate cât Nicușor Dan. Cum îți explici? Păi aici sunt mai multe. Ține și de tipicul votantului bucureștean, care e în acord cu tipicul votanților din capitalele mari europene și nu numai. Sunt foarte multe explicații aici și sociologice, dacă vrei, cu cât orașul este mai mare, mai dezvoltat și interacțiunea cetățeanului cu autoritatea locală este mult mai redusă, iluziile sunt cu mult mai mari, năzuințele sunt cu mult mai mari, revolta e cu mult mai mare pentru ceea ce poate reprezenta un establishment politic tradițional. Asta s-a întâmplat și aici. Cu alte cuvinte, dezamăgirile raport cu PSD, PNL, incapacitatea acestor partide de a propune niște candidați viabili sau niște unici candidați sau toate bârdele de desemnare au arătat o neseriozitate a acestor partide în raport cu cetățeanul. Și cetățeanul are tendința uneori să reacționeze mai devreme sau mai târziu. Iată că s-a întâmplat la București. Episodul Cârstoiu a lăsat urme adânci. Evident a dovedit incapacitatea acestor partide de care vorbeam de a gestiona corect, firesc, aceste alegeri și cetățeanul a reacționat. Repet, nu este, eu nu văd atât ca un vot pentru Nicușor Dan, ci ca o penalizare a acestor partide tradiționale, mainstream, cum vrem să le spunem. Deci PSD și PNL, clar, mai mult PNL, dacă ne uităm pe cifre, PNL are un istoric în relația asta deficitară cu electoratul bucureștean și în mandatele lui Orban și în mandatele lui Câțu și în episoadele electorale trecute, aduc aminte, tot așa, au avut mari probleme în a desemna un candidat cu șanse pentru, cu șanse sau măcar onorabil pentru funcția asta de primar. Organizația de București PNL practic nu există, e la un scor aproape ridicol pentru un partid care se recomandă ca fiind cel mai vechi partid cu cea mai mare tradiție, cu cel mai mare traseu în istoria României, să nu poată să convingă pe absolut nimeni în București decât pe activul pe soldăței de partid. Dar am văzut că, din păcate, liberalii, în loc să vorbească despre lucrurile care dor, au ales să privească în altă parte și să se bucure de această victorie iluzorie din teritoriu. Asta nu e o victorie a PNL-ului. E o victorie a PNL-ului în măsura în care au reușit doar să convingă PSD-ul să facă această comasare. Pentru că dacă ar fi fost un vot separat politic, firesc, doar pentru europarlamentare, scorul PNL-ului ar fi fost unul jalnic. N-ar mai fi putut să spere la acest 28% pe care îl rostogolesc astăzi în discursul public. La vot direct politic, cred că PNL ar fi avut mari probleme în a-și mobiliza aleșii locali și electoratul să iasă la vot. Încep negocierile pentru prezidențiale, practic următoarea bătălie electorală și cea mai importantă dintre ele. În urma rezultatelor, cum crezi că se vor purta discuțiile? Păi începe acum o luptă a orgolilor și la PSD și la PNL. Avem două partide care clamează victoria și uitându-te la cum s-a colorat țara, au argumente în sensul de a zice și noi și noi, dar la modul onest ar trebui să le dea de gândit totuși înfrângerile pe care le-au suferit și în București și în anumite zone din țară. A arătat că emoția joacă în continuare un rol important
și că dacă la o adică se ridică un nou val de emoție împotriva, să zicem, lui Nicolae Ciucă sau a lui Marcel Ciolacu, vor avea o mare problemă în a câștiga Cotroceniul. Deci, dacă rațiunea ar prima la cele două partide, cred că ar trebui să le spună că o a treia cale ar fi de dorit și nu ar trebui să se implice în lupta asta prezidențială niciunul dintre cei doi. Ar trebui să-și facă o radiografie foarte exactă a ce au însemnat aceste alegeri și a potențialului de risc pe care îl reprezintă alegerile prezidențiale. Eu, cel puțin, asta i-aș îndemna să facă dacă aș fi consultant, dar nu sunt. Cel mai probabil, orgoliile de partid vor câștiga și de data asta. Ciolacu va fi împins de partid să candideze, Ciucă la fel. Și vor reuși probabil împreună să stârnească un val atât de puternic în societate, încât vor deschide calea unui altui jucător, care nu va fi de partea lor, și care, din nefericire, dacă se va impune în prezidențialele din toamnă, vom asista la o desfacere de alianțe, la un nou război civil român-român, care va epuiza din nou societatea asta și o va deraia de la firescul pe care încerca să se așeze de câtva timp încoace. Adică, mie personal privesc cu îngrijorare la haosul care ar putea să... Dar, până la urmă, asta e frumusețea democrației. Democrația se joacă la vedere, se joacă pe și pe rațiune și pe emoție și ar trebui să iasă ceva bun din toată treaba asta. Scenariul candidatului comun nu-l vezi posibil? Păi nu-l văd posibil în condițiile în care rămân inflexibile cele două partide și rămân pe poziția candidaturilor la prezidențiale. Dacă ar reuși unul să facă un pas în spate, să construiască un tandem de tipul președinte-premier și să-și mobilizeze forțele social-democrate și liberale să lupte pentru un singur candidat, atunci da, lucrurile ar putea să funcționeze. Dar cu cele două armate antagonizate în această luptă politică, nu preconizez nimic bun pe mai departe. Adică n-ai cum să mai rămâi într-o alianță în condițiile în care știm foarte bine cum se duce o luptă politică pentru prezidențiale, cu ce arme, cu ce mize. N-ai cum să mai rămâi, să mai păstrezi prietenia Nicu și Marcel după o campanie pentru prezidențiale. Greu de crezut. Da. AUR a obținut totuși un loc bun la europarlamentare. Bun, avem alianța PSD-PNL urmată de AUR. Cum ți s-a părut votul din diaspora? Pe lângă o prezență destul de mică la vot. Trebuie să menționăm asta de la început. Da, diaspora a fost tot timpul un jucător la prezidențiale. N-au văzut niciodată europarlamentarele cu bromiză. Era greu de crezut că se vor alinia acum românii din diaspora să, de dorul unui partid sau altul, să stea cu orele la cozi și să, deși infrastructura din afară de data asta a fost pusă la punct și votarea ar fi mers sau a mers în condiții mult mai bune. Au votat cât? 200.000, nu? Cam acolo. Da, undeva la 200 și un pic de mii. Am văzut și împărțirea votului. Datele din afară de data asta n-au mai produs nicio surpriză și nu mai pot produce nicio surpriză. Adică la Băsescu în trecut, la Iohannis, diaspora a produs niște convulsii care s-au repercutat și asupra țării și asupra votului național. De data asta n-am mai rimat cu emoția de acasă diaspora. Probabil că privește, se uită, analizează și o vom vedea mai activă la prezidențiale, care fiecare dată. AUR cu probabil scor... e și ea dezamăgită, pentru că diaspora a fost folosită în toți anii aceștia strictamente de o manieră propagandistică pentru scopul direct personal al unui personaj politic sau altul. Și după ce s-au terminat alegerile, a căzut în aceeași ignoranță povestea diasporei. Nimeni nu s-a preocupat cu adevărat de problemele românilor din afară de
repatrierea celor care lucrează în afară de... nu, climatul pentru ei a rămas același, indiferent de cine s-a succedat la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria. Aur și George Simion rămân niște jucători în politică după rezultatul de ieri, mă rog, măcar pe partea de europarlamentar. Mi se pare mai important pe partea de locale pentru Aur, pentru că Aur a reușit să intre în consiliile municipale, locale, județene, ceea ce până acum nu avea oameni din astfel de structuri locale. Și cred că vom asista la o punere în scenă a ceea ce am văzut în Parlament în acești 4 ani, în parlamentele locale, în consiliile județene, locale, municipale, repet. Și asta va ajuta la creșterea proiectului Aur pe mai departe, din punctul meu de vedere. Nu neapărat la maturizarea proiectului politic Aur, dar la zgomotul pe care ei o să-l facă, la coregrafia politică pe care urmează să o vedem, cred că îi va ajuta în perspectiva alegerilor de peste 4 ani. Adică, în sfârșit, au reușit să penetreze niște redute, niște cetăți locale, regionale, și ăsta e un câștig pentru ei prin această comasare. Dacă vrei, e un recul al comasării. A ajutat foarte mult PSD PNL pentru acest scor uriașesc de peste 50%, dar a ajutat deopotrivă și Aur. Deși scorul este mai mic la votul politic decât ce ar fi dorit, 20-25% la cât visau ăștia din oasta lui Simion, dar victoria, dacă vrei, pentru mine, așa cum o văd eu, este fix așa cum ți-am descris-o. Faptul că reușesc oameni din Aur să intre în cetățile astea, fie liberale, fie PSD-iste, fie useriste, e un câștig pe mai departe pentru Aur. Nu vor avea viață ușoară cei care vor trebui să lucreze sau chiar să facă majorități cu cei de la Aur. Acum depinde și Aur cum se va poziționa în raport cu comunitățile astea locale. Cel mai probabil vor alege opoziția și zgomotul. Și asta va ajuta pe termen lung, repet, Aur. Bun, îți mulțumesc, Ionuț Cristache, pentru intervenție și pentru analiză. Mulțumesc și eu. O să urmărim în continuare, bineînțeles, pe măsură ce apar rezultate. Suntem în așteptarea numărării voturilor în anumite părți ale țării. Încă nu s-a terminat numărătoarea și înregistrarea voturilor. Pe partea a doua o să discutăm despre componența Parlamentului European și despre cum s-au desfășurat aceste alegeri europarlamentare în statele membre ale Uniunii Europene. Făcuse Ionuț Cristache o trimitere către Franța, o să discutăm și despre Franța și nu numai, sunt și alte surprize în alte state. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu titlurile ori. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu titlurile orei. Avem și primele rezultate oficiale parțiale de la alegerile de ieri. Alianța PSD-PNL a obținut 21,3% după numărarea peste 98,8% dintre voturile exprimate în străinătate la alegerile europarlamentare, fiind urmată de Alianța Dreapta Unită 16,3% și de Aur cu 14,5%. La cea mai importantă primărie din țară, Nicușor Dan a obținut o victorie detașată la Primăria Capitalei cu 46,9% din voturi. Gabriela Firea s-a clasat pe poziția a doua cu 22,4% conform rezultatelor parțiale după numărarea 72,5% din opțiuni. PSD a obținut 27% din voturile la alegerile pentru Consiliul General al Municipiului București, Alianța Dreapta Unită 26,6%, iar PNL 12%, conform rezultatelor parțiale după numărarea 80% din opțiunile exprimate. PNL și PSD ar trebui să meargă separat la alegerile parlamentare din decembrie, susține la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu,
El afirmă de asemenea că partidul său va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Eu aș merge pe liste separate datorită faptului că este un test extrem de important care la această abordare nu ar genera niciun tip de constrângere viitoare pentru PNL și ar permite ca în raport de o verificare cât se poate de directă și de onestă a poziției PNL pe 9 decembrie, a doua zi după alegeri, să putem să avem toate perspectivele deschise, a declarat liderul liberal. O gospodărie a avut în 2023 în medie venituri în valoare de 7.175 de lei, adică 2.872 de lei de persoană și cheltuieli de 6.223 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică. Veniturile sunt în creștere cu 11% față de 2022. Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost în creștere cu 612 lei față de 2022, arată INS. Societatea Joint Venture de proiect CCGT Power Isalnița se pregătește să demareze procedurile de contractare a materialelor și lucrărilor necesare construirii noii centrale pe gaze naturale cu putere instalată de 850 de megawatts de la Isalnița, parte a planului de restructurare și decarbonare a Comisiei Europene și a CE Oltenia prin înlocuirea actualelor unități de generare de lignit. Acționariatul majoritar al companiei este CE Oltenia cu 59,9% din capital, restul de acțiuni 40,1% fiind posesia Alro. Mergem acum la rezultatele din Europa ale alegerilor de ieri. Grupul Partidului Popular European a obținut 66 de locuri în primele 8 țări cu estimări centralizate de Parlamentul European, urmat de Grupul Socialiștilor și Democraților Europeni cu 35 de locuri și de Verzi cu 23 de locuri. Potrivit centralizării rezultatelor bazate pe estimări din Austria, Germania, Cipru, Grecia, Olanda, Bulgaria, Croația și Malta, PPE a obținut în total 66 de locuri, capitalizând victoriile obținute la vot de CSU în Germania, Noua Democrație în Grecia, GERB în Bulgaria și Uniunea Democrată Croată în Croația. Franța a condus această tendință spre dreapta cu o victorie atât de zdrobitoare a partidului de extremă dreaptă, încât președintele liberal Emmanuel Macron a dizolvat Parlamentul francez și a convocat alegeri anticipate. Primele rezultate au sugerat că partidul de extremă dreapta va obține aproximativ 32% din voturi, mai mult decât dublu față de partidul președintelui Macron. Pe de altă parte, președinta Adunării Naționale, Camera Inferioară a Parlamentului francez, a declarat că înțelege decizia președintelui Macron de a dizolva adunarea, pentru că este important să privim situația în față și să ascultăm ce ne spun francezii, însă consideră că există altă cale a unei coaliții sau a unui pact de guvernare. Franța doar a remizat cu Canada, scor 0-0 în meciul amical înainte de Euro 2024. Reprezentativa Franței a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul amical disputat duminică seară în compania Canadei, înainte de participarea la campionatul european din Germania. Echipa națională a Italiei a învins duminică pe teren propriu, scor 1-0, naționala Bosniei, într-un amical disputat la Empoli. Într-un alt meci, la Podgorica, Georgia a dispus cu 3-1 de Muntenegru. Meteorologii anunță că până luni seară vor fi furtuni și instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind emise avertizări cod galben și cod portocaliu de vijelii puternice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și la munte. Totodată sunt în vigoare coduri galbene și portocalii de caniculă cu temperaturi de până la 37 de grade în Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Transilvaniei și sudul Banatului. În București, disconfortul termic va fi ridicat, dar spre seară sunt posibile ploi și vijelii. Doamnelor, domnilor, discutăm despre situația din Europa. Cu o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Cum va arăta noul Parlament European?
Așteptăm părerile, răspunsurile dumneavoastră, comentariile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și avem primele reacții după alegerile de ieri și primele efecte ale rezultatelor. Cătălin Drulă, președintele USR, a demisionat de la conducerea partidului și începe lupta politică în USR, lupta pentru conducerea partidului. Pe surse înțelegem că în prim planul acestei lupte va fi Dominic Fritz, Elena Lasconi sau Viziteu. Îl avem pe Sebastian Zacman, realizatorul România Politică, alături de noi. Salutare, Sebi, mulțumesc că ai acceptat invitația. Salutare. Primul efect se vede la USR după scorul obținut ieri de Alianța Dreapta Unită la nivel național, un scor foarte mic. Da, a fost un eșec al Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare și la alegerile locale. Prin urmare, este mersul firesc în viața unui partid. Îți asumi niște rezultate, nu reușești să le obții, nu poți să duci partidul la un nivel înalt, atunci demisionezi, pleci din funcție. Sigur, nouă normalitatea ni s-a părut în ultimii ani ca o excepție. Am văzut lideri politici care ținau pur și simplu cu dinții de funcție, de fotoliu. Nici echipajele de descarcerare nu îi puteau scoate de acolo, deși ca lideri politici și-au dus partidele cel mult la stagnare. Și este chiar cazul USR, un partid care în urmă cu câțiva ani a ales să meargă pe mâna lui Dan Barna ca președinte, după demisia lui Nicușor Dan. A ales să meargă pe mâna lui Dan Barna și la alegerile prezidențiale și a pierdut. A ales să meargă pe mâna lui Dan Barna și după prezidențiale când se impunea o demisie de onoare. A mai pierdut odată la alegerile parlamentare și abia atunci a schimbat conducerea. L-a ales pe Dacian Cioloș. Ce s-a întâmplat între timp? Îl vedem pe Nicușor Dan continuându-și cariera politică din postura de independent și ajungând primar detașat pentru a doua oară al capitalei. Și ce au făcut ceilalți doi? Dan Barna s-a agățat pe un loc călduț pe lista USR pentru Bruxelles, iar Dacian Cioloș, vedem, n-a reușit să treacă pragul electoral cu partidulețul său Reper. Sigur că poate e nedrept pentru Cătălin Drulă că după numai 2 ani pleacă din fruntea USR. El era un lider cu potențial, a preluat partidul într-un moment greu. Să ne amintim că Dacian Cioloș a demisionat în urmă cu 2 ani și jumătate din fruntea USR. Și a rupt o bucată din partid. Pe de o parte a rupt o bucată din partid și a făcut un nou partid mai mic care a rupt la rândul său din voturile USR și pe de altă parte atunci USR era principalul partid de opoziție. Sigur, erau niște convulsii în politica românească, USR plecase de la guvernare, sigur, mai mult împins de PNL și de președintele Klaus Iohannis, dar chiar și așa, erau principala voce a opoziției, deci puteau să construiască un proiect pentru alegerile de acum din 2024. N-au făcut acest lucru, Dacian Cioloș a plecat, cum spui și tu, a rupt o bună parte din USR și Cătălin Drulă și-a asumat, a avut curajul să-și asume o candidatură mai degrabă de sacrificiu. Vedem, nu i-au ieșit calculele lui Cătălin Drulă, el a mizat pe faptul că această alianță USR, Forța Dreptei, Reper, PMP poate să ajungă la undeva spre 20%, poate să plece de la acel 15% pe care l-a obținut ultima dată la alegerile parlamentare, însă socoteala de la partid nu s-a potrivit cu cea de la urne și vedem la un asemenea scor care din prima numărătoare sau din numărătorile parțiale vedem că nu ajung nici la 10%, sigur nu mai poți să continui ca președinte de partid. E foarte important ce se va întâmpla de acum înainte în USR, pentru că chiar și așa un partid care pare că nu mai are suflu să se lupte cu masodontul PSD-PNL, cu siguranță lupta, competiția pentru șefia partidului va fi una extrem de antrenantă și da, va aduce multe energie acolo și multe discuții, pentru că USR totuși mai are câțiva piloni. Îl are pe Nicușor Dan, chiar dacă e candidat și primar independent. Să nu uităm că Nicușor Dan a fost fondatorul, a fondat acest partid. USR înseamnă în mare măsură Nicușor Dan.
Oare pe Elena Lasconi la primăria Câmpul Lung, care a câștigat cu 70%, deci o cifră foarte importantă, chiar dacă numărul de voturi nu este atât de mare, și-l mai are pe Lucian Viziteu la Bacău, care s-a luptat cu coaliția PSD-PNL și a reușit să câștige, și pe Dominic Fris la Timișoara. Sebi, rămâi puțin alături de noi. Îți propun să mergem la Partidul Național Liberal, unde Rareș Bogdan susține declarații de presă. Sigur că pentru noi, care în urmă cu un an de zile am votat la 14%, dublarea procentului electoral la votul politic ne demonstrează că românii au ales în bună cunoștință de cauză, corect și în funcție de realizările noastre, atât la centru, cât și în teritoriu, în comunele și județele conduse de liberal. Da. Sunt la ora actuală PNL, bun, are peste 13.000 bun, de Rareș Bogdan, declarații de presă la Partidul Național Liberal. Se bine, întoarcem la tine, pentru că aș vrea să mai vorbim puțin despre USR, pentru că apucasem, cel puțin până la anunțul lui Cătălin Drulă, să dezbatem acest scor pe care l-a obținut Alianța Dreapta Unită și cu Ionuț Cristache ora trecută, și spunea despre Cătălin Drulă că ar putea să-și dea demisia după acest scor, dar ar putea face USR o mișcare surpriză la următoarele rânduri de alegeri, la alegerile cu miză, la alegerile prezidențiale, dacă nu cea mai importantă miză, cele mai importante alegeri, spunând că Elena Lasconi, poate un tandem Lasconi-Nicușor Dan, ar putea ajuta partidul să producă o adevărată surpriză în aceste alegeri. E o discuție complicată despre viitorul USR și, într-adevăr, partidul pare în acest moment cu un picior în groapă, însă, așa cum spuneai și tu, urmează cele mai importante alegeri din acest an și, în general, cele mai importante alegeri. Vorbim despre prezidențiale, da? Competiția pentru Cotroceni. Ei bine, poate fi o șansă importantă pentru USR să se redreseze și poate că e ultima șansă pe care acest partid o mai primește din partea electoratului. Sebi, deci mergem din nou la Rareș Bogdan să-l ascultăm, după care ne întoarcem. Pentru Bistrița. De asemenea, la Vrancea. Scorul din Vrancea la președinția Consiliului Județean este de sub 0,26%. Partidul Național Liberal a cerut renumărarea voturilor la Vrancea. După numărarea voturilor, se dovedește că la Iași, deși a fost cea mai mizerabilă campanie dusă împotriva președintelui Consiliului Județean și a primarului, PNL rămâne cea mai importantă forță politică din capitala Moldovei și își Ieșeni și reafirmă sprijinul pentru Costel Alexe și Mihai Chirica. La Oradea și Bihor, am câștigat cu Florin Birta cu un scor de aproape 70% și cu un scor de peste 65%, Ilie Bolojan își reconfirmă președinția Consiliului Județean. La Sălaj, Vinu Iancu Sălăjanu câștigă din nou președinția județului cu o diferență de peste 4.000 de voturi. La Alba, Ion Dumitrel și colegul nostru, Pleșa, câștigă ambii, atât președinția Consiliului Județean, cât și primăria din Alba Iulia. De asemenea, am câștigat numai puțin de 8 din 11 orașe ale județului Alba. La Cluj, președinția Consiliului Județean este câștigată de Alin Tișe, cu un scor copleșitor. De asemenea, Emil Boc câștigă cel de-al 6-lea mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca, cu 48%. La Arad am câștigat atât primăria cât și Consiliul Județean, respectiv colegul nostru Bibar și colegul nostru Cionca sunt în continuare cei care conduc destinele arădenilor. De asemenea, la Ilfov, Huber Tuma este câștigător al detașat al alegerilor locale, continuând dezvoltarea din Ilfov. La Giurgiu, scor politic de peste 60% al Partidului Național Liberal,
am câștigat atât primăria prin colegul nostru Adrian Anghelescu, cât și președinția Consiliului Județean prin noul lider, domnul Toma Petru. La Constanța, Florin Mitroi câștigă om pampar președinția Consiliului Județean. De asemenea, Virgil Chițac își reafirmă Constanțenii își reafirmă încrederea pentru colegul nostru. La Brașov, la fel, v-am spus, Adrian Veștea și George Scripcaru. La Sibiu, Daniela Câmpean recâștigă județul. Deci, practic, în acest moment vorbim de un scor politic al Partidului Național Liberal de peste 28%, de 2,3 milioane de voturi, adică cu aproximativ 1 milion și jumătate de voturi, mai bine de 1 milion și jumătate de voturi, mai mult decât Alianța Dreptei, care obține un scor de aproximativ 8,5%. Deci Partidul Național Liberal obține de asemenea pe scorul politic pentru Parlamentul European 8 mandate sigure, iar în acest moment, la numărarea finală a voturilor, este posibil să luăm la redistribuire, în funcție de jocul rezultatului, pe Independenți și pe SOS și UDMR, și al 9-lea mandat pentru Alexandru Muraru pentru Bruxelles și Strasburg. Sigur, ca o chestiune importantă pentru România și pentru Partidul Național Liberal, familia politică din care face parte Partidul Național Liberal, EPP, câștigă în forță alegerile europarlamentare la nivelul celor 27 de state din Europa, cu 191 de mandate din totalul de 720, fiind forța politică care obține cel mai mare scor, la peste 55 de mandate de grupul socialiștilor europeni, cu 135, la peste dublu, pe la peste 100 de mandate în plus față de gruparea Renew al domnului Macron, și la mare distanță, de 3 ori mai mult decât gruparea doamnei Meloni, de asemenea a doamnei Le Pen, Bardella, adică ID și ISIAR. Deci în acest moment PNL este partidul care face parte din cea mai mare forță politică la nivel european. De asemenea, numai puțin. Vreau să-i felicit pe români ca un mesaj de forță, pentru mesajul de forță pe care l-au dat împotriva extremismului. Extremiștii în România nu au trecere, iar la Bruxelles, la Washington, la Tel Aviv, la Londra, la Paris, la Roma, acest semnal va fi reiterat, va fi întărit de către reprezentanții PNL, de către reprezentanții României, pentru că în numai puțin de 11 state europene, extremiștii au avut scoruri substanțiale sau au ieșit pe locurile 2 în alegeri. Franța, Italia, Ungaria, Belgia, Austria, Slovacia, locul 2 în Germania, Polonia, Slovenia. Deci PNL și românii arată extrem de clar că spun nu extremismului. Ca o bucurie personală, deși a fost cel mai fragmentat vot din istoria alegerilor organizate pentru comunitățile de români din diasporă, Partidul Național Liberal este pe primul loc în coalianța pentru Parlamentul European în diaspora românească, obținând cu 5% mai mult decât următoarele forțe politice. Vreau să-i felicit pe toți românii din diaspora și mai ales pe cei de pe partea stânga a Prutului, în frunte cu liderul nostru de acolo, Adrian Dupin. Acum vă stau la dispoziție. În 2020 avem un moment de față pierdute. Suceava. Da, Rareș Bogdan a prezentat rezultatele obținute de Partidul Național Liberal în urma alegerilor de ieri și a venit și cu niște date referitoare la viitoarea componență a Parlamentului European. Ne întoarcem la Sebastian Zachman, care este în continuare alături de noi, și mulțumesc pentru răbdare. Sebi, hai să ne întoarcem puțin la drulă, după care comentăm și rezultatele Partidului Național Liberal, așa cum le-a prezentat Rareș Bogdan, pentru că acolo sunt niște schimbări surpriză, sunt niște
rezultate surprinzătoare. Dacă ne uităm la Suceava, de exemplu, PNL pierde CJ Suceava. Da, nimeni nu se aștepta la o asemenea înfrângere a domnului Flutur la Suceava. Toată lumea se aștepta doar la primăria Suceava să fie pierdută, pentru că acolo era un primar de 20 de ani care nu mai dădea randament și nu mai avea tracțiune în rândul electoratului, și atunci liberalii l-au pus pe viceprimarul de la PNL, candidat la prezidențiale, care a fost pulberat de candidatul PSD, Vasile Râmbu, fost manager al spitalului din Suceava, un tip cu o imagine foarte bună, pentru că a dus acel spital la standarde înalte de funcționare. Însă mai sunt și alte înfrângeri pentru Partidul Național Liberal la Timișoara. La Timiș, să nu uităm că PNL le-a făcut cadou celor de la PSD funcția de președinte al Consiliului Județean, însă ei n-au reușit să câștige primăria Timișoara prin Nicolae Robu, care a luat a doua oară bătaie de la Dominic Fritz, și o bătaie usturătoare, e o diferență mare de procente între Dominic Fritz și Nicolae Robu. La fel cum și la Maramureș, Partidul Național Liberal a tras cartea greșită. Acolo aveau un președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, președintele încă în funcție, pentru că mai au încă 3 luni de mandat liderii locali. Ionel Bogdan a preferat să candideze la primăria Baia Mare, dar liberalii până la urmă au pierdut și Maramureșul, și județul, și primăria, câștigate ambele de PSD. Și mai sunt și alte exemple. La Vrancea, sigur, acolo e o situație mai complicată. În 2020 PNL a reușit pentru prima dată să-l înlăture pe Marian Oprișan de acolo și să înlăture PSD-ul de la conducerea județului, însă, din păcate, Cătălin Toma a murit la începutul acestui an, președintele Consiliului Județean, și liberalii n-au mai avut timp, sau într-un timp atât de scurt, n-au mai avut când să-și potențeze candidatul pentru președinția Consiliului Județean, și pare că PSD a câștigat prin Nicușor Halici. Și ar mai fi un exemplu important, la Prahova, Iulian Dumitrescu, știm, cu probleme cu legea, s-a încăpățânat să candideze și iată a pierdut în fața PSD. Deci concluzia e că liberalii au pierdut două consilii județene conduse de prin vicepreședinții partidului. De Gheorghe Flutur la Suceava și Iulian Dumitrescu la Prahova, ceilalți doi prin vicepreședinți, unul dintre ei, Dan Motreanu, a câștigat în fanfar la Giurgiu ca și 2020, iar Areș Bogdan a fost din nou number one pe lista PNL pentru Parlamentul European, sigur, după Mihai Tudose, dacă e să respectăm comasarea acestor liste. Bun, hai să ne întoarcem puțin la USR. Spuneam că discutasem și cu Ionuț Cristache ora trecută și vorbea despre o posibile surprize sau mișcări surpriză din partea USR, dacă și-a analizat aici mai multe scenarii. Elena Lasconi, care vine cu o energie și cu o forță destul de mare în partid, mai ales după rezultatele obținute ieri, care ar putea face un tandem foarte bun cu Nicușor Dan, dacă ar vrea Nicușor Dan să se implice în evoluția sau în viitorul USR, cu toate că dacă îi ascultăm declarațiile de ieri ale primarului reales al capitalei, Nicușor Dan, spune că nu are timp să se implice în vreo formațiune politică și că rămâne independent, dar cu diferite mesaje de susținere pentru partidul care l-au sprijinit pentru obținerea unui nou mandat. Mă gândesc că ar putea veni, dar cum vezi tu lucrurile? E complicat pentru Nicușor Dan, după ce în toți acești ani a încercat să pozeze în independent, să-și construiască această aură de independent, dacă să atragă mai multe voturi, nu doar cele din bazinul USR, să anunțe peste noapte că preia conducerea partidului. Pentru că această conducere a partidului vine la pachet și cu candidatura la alegerile prezidențiale. Deci e greu pentru USR să distingă acum, ei oricum au un procent foarte mic la aceste alegeri comasate, să-și mai împartă puterea, să pună un președinte de partid și un alt candidat la alegerile prezidențiale. Deci cine va fi președinte va trebui să-și asume și această competiție pentru Cotroceni. Poate că va fi ultima competiție care mai poate să țină USR pe linia de plutire, pentru că chiar dacă ne uităm acum la un procent de 8-10% cât are USR, așteptăm rezultatele finale pentru alegerile europarlamentare, acest partid, dacă vine cu un candidat puternic la alegerile prezidențiale, ar putea, printr-o conjunctură, să intre în turul 2.
Și odată ajuns în turul 2, totul se schimbă și totul va fi în favoarea USR. Dar miza USR pentru această toamnă este să intre în turul 2 la alegerile prezidențiale. Bun, și cine dacă ar fi în cadrul partidului acest candidat puternic care ar putea duce partidul în turul 2 al alegerilor prezidențiale? La cum arată rezultatul votului de ieri, sunt două nume care ar putea fi, care s-ar putea califica și pentru funcția de președinte și automat pentru cele candidate la prezidențiale. E vorba de Elena Lasconi, care a luat peste 70% sau 70% la Câmpul Lung. Sigur, în termen real, nu sunt foarte multe voturi. 70% dintr-un orășel din subcarpați nu e chiar un bazin electoral extrem de mare. Însă Elena Lasconi are deja, are notorietatea televiziunii, are deja un mandat în spate în care a demonstrat că poate să schimbe lucruri, poate să construiască o poveste ca femeie care s-a implicat în politică. Și a doua variantă, sigur, este Dominic Fritz, care de două ori la rând, vedem, a învins candidatul PNL-PSD, Nicolae Robu, fost primar în funcție din de două mandate la Timișoara, deci vine și el cu această candidatură puternică, însă Dominic Fritz are mai degrabă, cred eu, o problemă de percepție legată de naționalitatea sa. După ce am avut 10 ani un președinte etnic german, de la care am așteptat la România lucrurile bine făcut, așa cum ne promitea în campania din 2014, e foarte greu pentru Dominic Fritz să-și mai construiască o poveste plecând de la etnia sa, de la rădăcinile sale. Dar Lucian Viziteu? Lucian Viziteu este și el un candidat puternic al USR, însă la nivel de imagine nu se compară totuși nici cu Elena Lasconi, nici cu Dominic Fritz, pentru că Bacăul nu poate fi Timișoara. Bacăul este totuși un oraș de provincie, sigur un oraș important din Moldova, însă ca mesaj, ca imagine, Dominic Fritz are o poveste mai puternică de spus. La fel cum nici Elena Lasconi, sigur, nu vine dintr-o urbe foarte importantă, dar ea este prototipul femeii implicate în politică și vedem acest lucru și în Republica Moldova, dar un soi de Maia Sandu, sau, dacă vreți să rămânem în România, mai degrabă Laura Codruța Chioveși, care la fel s-a luptat cu o parte a sistemului și ulterior a plecat pe o funcție importantă în Europa, la Bruxelles, dar în fruntea parchetului european. Bun. Îți mulțumesc, Sebi Zagman, te urmărim și la Prima News și la Prima TV. Îți mulțumesc pentru intervenție și urmărim în continuare declarațiile care vor avea loc în perioada următoare după ce se termină numărarea voturilor. Bun, îl avem alături de noi pe Mihail Dobre, istoric și diplomat, să vedem puțin cum se schimbă lucrurile la nivelul Uniunii Europene după alegerile de ieri și după ce au apărut rezultate parțiale în toate statele membre ale Uniunii Europene. Sunt analize făcute de Politico care spun că Europa înclină spre dreapta, condusă de Franța. Înclinația asta cântărește mult Franța în această balanță spre dreapta. Pe de altă parte, sunt mai multe rezultate interesante. De exemplu, partidul lui Robert Fico pare că pierde din putere și că partidele pro-europene prind contur și prind avânt în Slovacia. Discutăm, cum spuneam, cu Mihail Dobre. Domnule Dobre, cum vedeți rezultatele de ieri, atât din România, cât și în celelalte state membre? Domn Gheorghe, așa cum spuneam de mai multe ori în întâlnirile cu dumneavoastră de la începutul acestui an, 2024 este un an complicat pentru Europa. Iar alegerile europarlamentare au arătat acest lucru. Dar, dincolo de numeroasele analize și dincolo de percepțiile care pot să fie în spațiu european și nu numai european, pentru că alegerile sunt urmărite în diverse părți ale lumii, pentru că Uniunea Europeană este un actor politic global foarte, foarte important, dincolo de aceste analize, avem o realitate. Realitatea este aceea unui centru politic în Europa solid,
grupat în jurul Partidului Popular European. Partidul Popular European a ieșit întărit, este partidul care o propune pe doamna von der Leyen din nou pentru poziția de președinte al Consiliului, al Comisiei Europene. Partidul Popular European a ieșit întărit, cel puțin în faza actuală, din ce știm la acest moment, din aceste alegeri. Au fost afectați socialiștii și democrații europeni. Evident, a fost afectată gruparea politică inspirată de președintele francez Macron, Renew Europe. Renew a pierdut, se estimează, 20 de mandate față de ce avuseseră în legislativul european anterior, 2019-2024. Dar, dacă ne uităm la componența Parlamentului, nu? 720 de parlamentari, cu o majoritate necesară de 361 de mandate, constatăm că acestea pot fi asigurate de popularii europeni, de socialiști și democrați și de Renew. E adevărat că ceea ce au ei împreună, un pic peste 400 potrivit estimărilor actuale, înseamnă o majoritate foarte fragilă. Ceea ce probabil va impune un proces de negocieri solid pentru ca la următoarea etapă, care nu este departe, în luna iulie trebuie aprobat de către Parlamentul European președintele Comisiei Europene pentru perioada 2024-2029, iar votul în Parlamentul European va fi secret. Deci vor fi negocieri de așa manieră încât să se asigure o susținere solidă pentru un nou executiv european, pentru o nouă Comisie Europeană. E clar că va fi un candidat propus, acela pe care îl știm, doamna von der Leyen, din partea Partidului Popular European. Cu alte cuvinte, avem o zonă de centru foarte solidă. A ieșit slăbită partea de stânga, cu precădere Verzii Europeni, care, ca și Renew, sunt în pierdere. Cine a ieșit întărit? Această zonă de extremă politică, inclusiv pentru faptul că o parte dintre ei sunt la guvernare. Uitați-vă de bunul randament electoral al partidului doamnei Giorgia Meloni în Italia. Partidul care o susține pe doamna Meloni este succesorul partidului fascist și ulterior, prin diversele formule, mișcarea socială italiană, Alianța Națională, cele care s-au succedat în spectrul politic italian după al doilea război mondial și cu precădere după momentul schimbării de paradigmă geopolitică pe care a dus-o sfârșitul perioadei războiului rece. Cu alte cuvinte, faptul că în unele țări aceste grupuri sunt la guvernare a contat foarte mult. Unde avem schimbări majore? În Franța, înainte de toate, și în Germania. Iar Franța și Germania reprezintă motorul esențial pentru procesul de integrare europeană. În Franța este o înfrângere drastică a partidului care îl susține pe președintele Macron. Acesta este și motivul pentru care președintele Macron a cerut alegeri anticipate. Și să știți că momentul este foarte sensibil. Franța este înainte de un moment foarte important pentru statul și societatea franceză, și anume organizarea Jocurilor Olimpice în iulie-august acest an. Ei bine, Franța a decis alegeri anticipate, foarte repede, o campanie electorală foarte scurtă. La sfârșitul lunii iunie și în prima parte a lunii iulie sunt cele două tururi de scrutin pentru alegerile pentru Parlamentul francez. Aici trebuie adăugat un element. Tipul de vot la alegerile europene și cele pentru Parlamentul francez, tipul de vot este diferit. Pentru că dacă avem scrutin proporțional pentru alegerile europene în Franța, pentru cele naționale este scrutin majoritar în două tururi, ceea ce este foarte posibil să redimensioneze drastic rezultatele pe care le vedem acum la alegerile europene. Al doilea, spuneam, era Germania și este important nu pentru prima poziție, pentru că acolo Partidul Creștin Democrat și-a reafirmat o poziție solidă.
Votul negativ în Germania este pentru partidul cancelarului, domnul Scholz. Pentru că alternativa pentru Germania, un partid de extremă, cu diverse probleme, inclusiv condamnări în instanță în Germania în diverse momente, acel partid a devenit partidul numărul 2 în opțiunile electoratului german. Deci avem o schimbare majoră în acest motor al integrării europene, motorul franco-german. Dar dacă ne uităm la cadrul de ansamblu, constatăm că avem o stabilitate, iar dacă ne uităm la felul în care s-a poziționat încă de aseară doamna von der Leyen, domnia sa a invocat întâi de toate stabilitatea. Ori, acest lucru contează foarte mult. Doamna von der Leyen, pentru stabilitate, este posibil să aibă sprijin din partea Alianței Socialiștilor și Democraților Europeni. Doamna von der Leyen se autodefinea sau autodefinea Partidul Popular European ca fiind ancora stabilității în Europa. Ori, pe o asemenea platformă, evident că va putea să obțină sprijin pentru o nouă Comisie Europeană pe care domnia sa să o conducă. Ce mandat va avea acea Comisie Europeană? Ei bine, acesta probabil va fi diferit față de ceea ce s-a propus pentru intervalul 2019-2024. Știm foarte bine că Europa Verde, de exemplu, a fost lăsată undeva în umbră în perioada de inițiere a campaniei electorale pentru alegerile europene, pentru că nu avea susținere în diverse zone ale electoratului european și este foarte posibil ca aceste elemente să aducă schimbări pentru mandatul viitoarei comisii. Pe de altă parte, știm foarte bine că situația de la vot în Europa de acum, cu rezultatele de acum, sunt rezultatul, sunt produsul unei situații speciale în Europa în ultimii ani. Am avut pandemia COVID și am avut criza economică ce a urmat pandemiei COVID. Toate acestea au afectat nivelul de trai al cetățenilor europeni. Separat de această problemă, am avut și o avem de peste 2 ani criza de securitate produsă de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Toate acestea au schimbat peisajul politic în Europa. Au dat câștig de cauză parțial unor grupuri politice de extremă și vedem că, de exemplu, în țările de jos sunt reconfirmați susținătorii lui Geert Wilders ca principala forță politică din statul respectiv, iar platforma politică susținută de acel partid este o platformă anti-imigraționistă. În diverse alte zone se susține această formulă de manifestare politică. Ori această problemă, care trebuie să spunem că are importanță pentru regulile Schengen, iar această temă Schengen este foarte importantă pentru noi, românii, pentru că nu avem decât o intrare parțială în sistemul Schengen, numai cu frontierele aeriene și navale. Ori, tema migrației va figura pe agendă și va avea un impact special pentru mandatul viitoarei comisii, tocmai pentru că trebuie ca viitoarea comisie să fie atentă la ce anume urmează să fie ecou în cadrul Parlamentului European. Avem deci o situație complicată, dar cu elemente de stabilitate, ca să conchid, da? Dar cu elemente de stabilitate date de acest centru foarte solid în spațiul politic european, un centru la care trebuie să recunoaștem am contribuit și noi, ținând cont de faptul că cele mai multe din mandatele pe care România le va avea în Parlamentul European vor fi ale Partidului Social Democrat și ale Partidului Național Liberal, ori ei vor consolida Partidul Popular European și Alianța Socialiștilor și Democrații Europene, adică acele două structuri care sunt foarte importante pentru stabilitatea mediului politic european și pentru asigurarea susținerii pentru activitatea Comisiei Europene. Este deci o situație complexă în care putem vedea
și stabilitate, dar putem vedea și progresie a unor forțe de extremă, nu însă la proporția pe care aceste forțe și-o doreau înainte de începerea campaniei electorale europene. Bun, vă mulțumesc, domnule Dobre, vă mai așteptăm la Prima News și cu altă ocazie, mai ales acum că putem să ne formăm o imagine de ansamblu și urmărim discuțiile care urmează la nivel european. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă pentru atenție, atât pentru astăzi, dar ne revedem mâine la ora 12 aici la Prima News. Rămâneți cu bine!